numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Duhului Sfânt să fie cu voi toți. Dăruiește-le, Doamne, pacea Ta celor care nădăjduiesc în Tine, pentru ca profeții Tăi să fie aflați credincioși. Ascultă rugăciunile slujitorului Tău și ale poporului Tău sfânt. Iubiți credincioși, Evanghelia Duminicii de astăzi ne pune în față exigența iertării ca o condiție indispensabilă pentru a beneficia de iertarea lui Dumnezeu. De fiecare dată, la începutul Sfintei Liturghii, suntem chemați să ne recunoaștem greșelile, păcatele și să-i cerem iertare lui Dumnezeu pentru ca să participăm cu suflet curat la Sfânta Jertfă. Însă vă îndemn ca, înainte de a face aceasta, acum să ne deschidem inima și să acordăm iertarea noastră oricui știm și ne amintim că ne-a greșit, pentru că astfel să fim în măsură să primim iertarea lui Dumnezeu de care avem nevoie. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea. Din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru, să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică. Thank you.
privește la noi, Dumnezeule, Creatorul și Stăpânul Universului, și ca să simțim puterea îndurării Tale, dă-ne harul să-Ți slujim din toată inima, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care, fiind Dumnezeu împreună cu Tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Citire din cartea lui Ben Sirach. Ranchiuna și mânia sunt lucruri abominabile, iar omul păcătos este stăpânit de ele. Cel care se răzbună va afla răzbunare din partea Domnului și el, care ține cont, va ține cont de păcatele lui. Iartă-i aproapelui tău nedreptatea și atunci când te vei ruga, păcatele îți vor fi dezlegate. Omul păstrează mânie împotriva aia altui om și îndrăznește să caute vindecare de la Domnul. El nu are milă față de un om asemenea lui și îndrăznește să se roage pentru păcatele lui. El, care este carne, păstrează ranchiună. Cum poate să obțină iertarea lui Dumnezeu? Cine se va milostivi de păcatele sale? Amintește-ți de cele din urmă și încetează să urăști. Amintește-ți de putreziciune și de moarte și rămâi în urma poruncilor. Amintește-ți de porunci și nu-l urâ pe aproapele, de alianța celui preanalt și treci peste eroare. Cuvântul Domnului. Domnul este îndurător și milostiv, El este îndelung răbdător și plin de îndurare. Domnul este îndurător și milostiv, El este îndelung răbdător și plin de îndurare. Binecuvântează suflete al meu pe Domnul, și tot ce este în mine să binecuvânteze numele Său cel Sfânt. Binecuvântează suflete al meu pe Domnul și nu uita nici când binefacerile Sale. Arată toate nelegiuirile și te vindecă de orice boală. El îți răscumpără viața din adânc și te încununează cu îndurare și dragoste. Dojenește la nesfârșit, nici nu poartă pe veci mânie. El nu face după greșelile noastre, nici nu răsplătește după fără de legile noastre. De sus sunt cerurile față de pământ, tot atât de mare este îndurarea sa față de cei care se tem de el. Cât de departe este răsăritul de apus, atât de mult îndepărtează de la noi nelegiuirile noastre. Din scrisoarea Sfântului Apostol Paul către romani. Fraților,
Nimeni dintre noi nu trăiește pentru sine și nimeni nu moare pentru sine. De fapt, dacă trăim, pentru Domnul trăim și dacă murim, pentru Domnul murim. Așadar, fie că trăim, fie că murim, ai Domnului suntem, căci pentru aceasta a murit și a înviat Hristos, ca să fie Domn și peste morți și peste vii. Cuvântul Domnului. Așa cum v-am iubit și eu pe voi. Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos, după Sfântul Matei. În acel timp, Petru, apropiindu-se, i-a zis lui Iisus: Doamne, de câte ori să-l iert pe fratele meu care greșește împotriva mea? De 7 ori? Iisus i-a spus: nu-ți spun până la 7 ori, ci până la 70 de ori 7. De aceea împărăția cerurilor este asemănată cu un rege care a vrut să încheie conturile cu servitorii săi. Când a început să ceară conturile, i-a fost prezentat unul care îi datora 10.000 de talanți. Întrucât nu putea să-i restituie, stăpânul a poruncit ca să fie vândut el, soția, copiii și tot ce avea și să achite datoria. Atunci servitorul s-a prosternat în fața lui zicându-i: Stăpâne, ai răbdare cu mine și îți voi restitui totul. Stăpânului i s-a făcut milă de servitorul acela, l-a lăsat să plece și i-a iertat datoria. Dar ieșind, servitorul acela s-a găsit cu unul care era servitor împreună cu el și care îi datora 100 de dinari. Înșfăcându-l, îl strângea de gât spunându-i: dă-mi ceea ce îmi ești dator. Căzând în genunchi, cel care era servitor împreună cu el îl implora zicându-i: ai răbdare cu mine și îți voi restitui. Dar el nu a vrut. Dimpotrivă, a mers și l-a aruncat în închisoare, până când îi va fi plătit datoria. Văzând deci ceilalți servitori cele petrecute, s-au întristat foarte mult și venind au povestit stăpânului toate cele întâmplate. Atunci, chemându-l, stăpânul lui a zis: servitor rău, ți-am iertat toată datoria aceea pentru că m-ai rugat. Nu trebuia să te înduri și tu de cel care este servitor ca și tine, așa cum eu m-am îndurat de tine? Și mânindu-se, stăpânul a dat pe mâna călăilor până va fi plătit toată datoria. Tot așa vă va face și Tatăl meu ceresc, dacă nu veți ierta fiecare fratelui său
din toată inima. Cuvântul Domnului. Doamne, de câte ori să-l iert pe fratele meu care greșește împotriva mea? Lăudat să fie Iisus Hristos! Iubiți credincioși, cuvântul lui Dumnezeu ne amintea duminica trecută de datoria noastră a fiecărui creștin, a fiecărui discipol al lui Iisus Hristos, de a-l corecta pe fratele care greșește. Este o dovadă concretă a împlinirii poruncii iubirii față de aproapele, a căuta să-l îndrumi, să-l ajuți, să înțeleagă că a greșit și a încerca să-l ajuți să se îndrepte. Astăzi, iată, cuvântul lui Dumnezeu ne amintește de datoria de a ierta celui care ne-a greșit, care de asemenea este o dovadă a iubirii noastre față de aproapele. Tocmai l-am auzit pe Apostolul Petru, adresându-i Mântuitorului această întrebare: de câte ori să-l iert pe fratele meu care greșește împotriva mea? Și considerându-se foarte generos, crede că cifra 7 este o cantitate mare. Într-adevăr, iubiți frați, dacă ne gândim bine, uneori ne este greu să iertăm chiar și numai o dată pe aproapele care ne-a greșit. Dar aminte de 7 ori. Prin urmare, avea dreptate Petru să considere că cifra 7 este o cifră generoasă. Însă răspunsul Mântuitorului îl surprinde și ne surprinde și pe noi și îl știm foarte bine. Nu-ți spun de 7 ori, ci până la 70 de ori 7. Dacă este să facem calculul simplu, rezultă o cifră impresionantă, 490. Însă chiar dacă este mare această cantitate, totuși poate fi epuizată cu ușurință de cineva. De exemplu, dacă ar fi să-l ierte în fiecare zi pe soțul care vine turmentat acasă și face scandal, soția ar putea epuiza într-un an și ceva acest credit, această cifră. Și ne întrebăm, prin aceasta Mântuitorul oare pune o limită la numărul iertărilor? Este vorba și aici de o limită maximă? Nici de cum, pentru că nu este vorba de un calcul matematic. Apropo de aceasta, se spune că Dumnezeu iartă întotdeauna. Omul iartă când și când. Natura, în schimb, nu iartă niciodată. Este bine să reflectăm și să reținem acest adevăr, mai ales, iată, în acest context al ocrotirii creației la care ne îndeamnă Sfântul Părinte Papa Francisc. Vă amintiți, pe 1 septembrie s-a sărbătorit cea de-a 6-a zi de ocrotire, de îngrijire a creației. Și de atunci până la 4 octombrie, când se sărbătorește comemorarea Sfântului Francisc de Assisi, Sfântul care a îndrăgit și a respectat atât de mult natura și a compus acel frumos imn al creaturilor de la care s-a inspirat și Sfântul Părinte în enciclica sa. Așadar, în această perioadă, până pe 4 octombrie, suntem chemați prin diferite acțiuni, de fapt lumea întreagă
este invitată prin diferite acțiuni să devină sensibilă la această datorie pe care o avem cu toții de a ne îngriji de creație, de pământ, de această casă comună a noastră, de natura pe care Dumnezeu ne-a lăsat-o ca să ne folosim chibzuit cu înțelepciune de ea. Altfel, se întoarce împotriva noastră și nu e nevoie să exemplificăm pentru a înțelege că așa este. Revenind, deja cifra 7 în mentalitatea ebraică era o cifră care exprima o totalitate, un întreg. Spunând de 7 ori, Petru dădea de înțeles că mereu. Însă cifra exprimată de Mântuitorul reprezenta o cantitate și mai mare. Și nu era deloc întâmplătoare și gratuită exprimarea aceasta a Mântuitorului. Ca să ne fie mai ușor să înțelegem, să percepem diferența care există între cifra lui Petru și cifra lui Mântuitorului, să încercăm, de exemplu, cifra 7 să o înlocuim cu expresia mereu, iar cifra Mântuitorului 70 ori 7 cu expresia întotdeauna. Deși par să exprime același lucru, totuși cred că în cazul lui mereu ar putea să mai intervină și câte o excepție. În schimb, în cazul lui întotdeauna nu este loc pentru nicio excepție. Pentru ca să înțelegem aceasta, datoria de a ierta întotdeauna, Mântuitorul ne oferă și nouă astăzi această frumoasă parabolă a împărăției lui Dumnezeu, asemănată cu regele care a vrut să încheie conturile cu debitorii, cu servitorii săi. Nu mai este nevoie să o reproducem, cred suntem cu toții în stare să o redăm cu cât mai multe amănunte. Și sunt convins că fiecare dintre noi a perceput greșeala enormă, imensă, impardonabilă, pe care a făcut-o acel servitor care nu a fost în stare să-l ierte pe datornicul său de o sumă infinit mai mică decât cea pe care stăpânul tocmai i-a iertat-o integral. Ca să înțelegem și aici proporțiile, poate că ne este de ajutor să încercăm să înlocuim cantitățile exprimate. Am auzit, e vorba de o datorie de 10.000 de talanți în comparație cu o datorie de 100 de dinari. Fără pretenția de a fi exacți, să ne imaginăm ce înseamnă, de exemplu, 100 de euro în raport cu 10 milioane de euro și vom înțelege această diferență abisală dintre cele două datorii. De fapt, pe de altă parte, Mântuitorul intenționat exagerează în parabolă pentru a scoate în evidență diferența între datoria pe care fiecare dintre noi o acumulează înaintea lui Dumnezeu și de care întotdeauna suntem iertați și datoria infimă pe care o acumulează aproapele uneori față de noi și pe care noi nu suntem în stare să o iertăm, nici măcar mereu. Este atât de evident, iubiți frați, acest adevăr, încât nu ne vine să credem că se petrece întocmai, că Dumnezeu ne iartă întotdeauna, iar noi nu suntem de cele mai multe ori în stare să iertăm. Și totuși, doar în lumina acestei iertări a lui Dumnezeu, de care trebuie să ne străduim să fim cât se poate de conștienți, doar așadar în lumina acestei iertări a lui Dumnezeu devenim capabili de a ierta. Doar conștientizând
Această datorie imensă pe care o acumulăm continuu la Dumnezeu prin greșelile, prin păcatele noastre, vom reuși să fim în stare să iertăm măcar o dată, ca să nu spun de 7 ori, aproape lui care ne-a greșit? Desigur, nu este deloc ușor. Firea noastră păcătoasă ne trage mereu în jos și ne împiedică de cele mai multe ori să fim generoși în a ierta. Trecem foarte ușor peste iertarea pe care o primim de la Dumnezeu și nu suntem întotdeauna dispuși să iertăm greșitorilor noștri. Deși, nu-i așa, o cerem de cel puțin o dată pe zi lui Dumnezeu în rugăciunea Tatăl nostru. Se povestește despre mama Sfintei Maria Goretti, martiră a castității ca și Veronica Anta la noastră, că mărturisea la un moment dat faptul că a găsit în Sfânta Împărtășanie forța de a uita suferința atroce, crima oribilă săvârșită de Alessandro Serenelli, asasinul care i-a ucis fiica încercând să o dezonoreze. Când după 30 de ani criminalul a ieșit din închisoare și a venit să-i ceară iertare, ea a răspuns: cum să nu te iert dacă Marieta, înainte de a muri, te-a iertat? A doua zi au mers împreună la biserică și s-au împărtășit îngenunchiați unul lângă celălalt, mama victimei nevinovate și călăul iertat. Iubiți credincioși, ca să beneficiem efectiv de darul iertării, este nevoie în primul rând să recunoaștem că avem nevoie de iertare, să ne recunoaștem păcătoși, să cerem iertare cu umilință lui Dumnezeu. Duhul cel rău, ispititorul, diavolul, tocmai de aceasta zace în condamnarea sa eternă, pentru că nu este în stare să ceară măcar o dată iertare lui Dumnezeu pentru ceea ce a făcut. În schimb, iată, mii și mii de oameni, printre care și noi, care îl ofensăm de atâtea și atâtea mii de ori pe Dumnezeu, suntem iertați și mântuiți dacă îi cerem cu umilință iertare. Pe de altă parte, să nu uităm că, da, Dumnezeu iartă întotdeauna, însă noi nu intrăm în posesia acestui dar al iertării dacă nu iertăm la rândul nostru, dacă nu împărtășim darul iertării cu frații noștri care greșesc. Atunci când nu suntem în stare să iertăm, practic ne închidem față de darul lui Dumnezeu. Iar acest dar al iertării lui Dumnezeu trece efectiv pe lângă noi, astfel încât nu putem spune că Dumnezeu ne pedepsește, Dumnezeu ne refuză iertarea. Nu, noi ne autoexcludem de la darul infinit al iertării sale prin incapacitatea noastră de a ierta măcar o dată celui care ne-a greșit. Să-i cerem astăzi Domnului să ne deschidă ochii minții pentru a percepe imensul dar al iertării pe care ne-l oferă întotdeauna cu atâta generozitate, și apoi să ne deschidă larg inima pentru a fi capabili să iertăm și noi întotdeauna celor care ne-au greșit. Amin. Lăudați să fie Iisus Hristos! Iar acum să ne mărturisim credința. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotputernicul, Creatorul cerului și al pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor,
Cred într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri, s-a întrupat de la Duhul Sfânt din Maria Fecioară și s-a făcut om, s-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la ceruri, șade la dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dădătorul, care de la Tatăl și de la Fiul procede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și agreit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică. Mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor. Aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Amin. Fraților prea iubiți, în rugăciunea noastră să ne adresăm cu încredere lui Dumnezeu, Tatăl nostru, care este bogat în milostivire și ascultă dorințele copiilor Săi. Să ne rugăm împreună și să spunem, ajută-ne, Doamne, să iertăm! Ajută-ne, Doamne, să iertăm! Pentru ca Sfânta Biserica lui Dumnezeu, chemată să acționeze într-o lume dominată de logica urii și a răzbunării, să fie întotdeauna exemplu de reconciliere și de pace, să ne rugăm. Ajută-ne, Doamne, să iertăm! Pentru ca preoții asemenea lui Hristos să fie plini de milostivire și compasiune, precum și semănători de speranță și convertire, să ne rugăm. Ajută-ne, Doamne, să iertăm! Pentru ca toți cei care suferă din cauza violenței sau sunt săraci și asupriți, să nu răspundă răului primit prin ură și violență, ci cu armele dreptății și al iertării, să ne rugăm. Ajută-ne, Doamne, să iertăm! Pentru ca meditând la cuvintele lui Iisus, iertați și veți fi iertați, cei care nutresc gânduri de ură și răzbunare, să trăiască sentimente de fraternitate și pace, să ne rugăm. Ajută-ne, Doamne, să iertăm! Pentru ca noi, cei adunați la Sfânta Liturghie ca ucenicii lui Hristos și atenți la învățătura Sa, întorcându-ne la casele noastre și la prietenii noștri, să fim dispuși să trăim în înțelegere, sinenătate și pace, să ne rugăm. Ajută-ne, Doamne, să iertăm! Părinte Sfânt, care îi ierți pe cei care iartă, ajută-ne să înțelegem exemplul Fiului Tău, care murind pe cruce i-a iertat pe călăii Săi, și fă-ne plin de reconciliere și solidaritate cu toți. Așa te rugăm prin Hristos, Domnul nostru. Iubiți credincioși, vă reamintesc... Vă reamintesc astăzi, din dorința Papei Francisc, în Biserica întreagă se organizează colecta pentru Țara Sfântă, acea colectă care se făcea în mod obișnuit în Vinerea Mare.
Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Privește cu bunăvoință, Doamne, la rugăciunile noastre smerite și în bunătatea Ta primește aceste daruri ale slujitorilor Tăi, pentru ca ceea ce Ți oferă fiecare spre cinstea numelui Tău Sfânt să fie spre mântuirea tuturor, prin Hristos Domnul nostru. Domnul să fie cu voi. Sus inimile. Să-i mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, Atotputernic, Veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. Căci după ce păcatul i-a îndepărtat pe oameni de Tine, Tu i-ai strâns din nou în jurul Tău, prin sângele lui Hristos, Fiul Tău, și prin puterea Duhului Sfânt. Așa cum Tu ești una cu Fiul și cu Duhul Sfânt, tot astfel și Biserica este una după chipul Tău, care ești un singur Dumnezeu în trei persoane. Ea este poporul Tău Sfânt, trupul lui Hristos și templul Duhului Sfânt, spre gloria înțelepciunii și iubirii Tale. De aceea Te preamărim în Biserica Ta Sfântă, în unire cu îngerii și sfinții, și lăudăm maestatea Ta dumnezeiască. Thank you.
Sfânt ești cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare aduni poporul Tău pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să îi se aducă în numelui Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, Te rugăm cu umilință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care Ți le oferim pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Căci El, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și, mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor Săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor Săi, zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Am neovestit și învierea ta, o mărturisit, Doamne, pe moartea ta. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuire a Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii Tale și, recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu Tine, dă-ne nouă, celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău, harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi, mai întâi cu prea fericita Fecioară născătoare de Dumnezeu, Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri și cu toți sfinții prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francisc și episcopul nostru Iosif, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta.
Întoarce la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni, pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi de mărirea Ta, împreună cu ei, prin Hristos Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura Sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, Te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru ca, ajutați de milostivirea Ta, să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința Bisericii Tale, și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Să ne oferim unul altuia un semn de pace printr-o înclinare a capului.
Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu, trupul lui Hristos. De față în preasfântul sacrament al altarului. Te iubesc din toată inima și doresc să vii în sărmanul meu suflet, umilit și plin de căință. Știu că sunt nevrednic de un asemenea favor, dar mă încred în bunătatea ta. Dragostea ta față de suflete te va aduce și în inima mea, pentru ca să rămâi în mine și eu în tine. Maică preasfântă, dă-mi inima ta neprihănită pentru a-l găzdui pe oaspetele meu divin. Te îmbrățișez, iubitul meu mântuitor, și mă dăruiesc cu totul ție. Dă-mi numai dragostea ta și fă-mă statornic, pentru ca niciodată să nu te părăsesc, ci să împlinesc întotdeauna voința ta. Amin.
Să ne rugăm. Te rugăm, Doamne, ca lucrarea acestui dar ceresc să pună stăpânire pe sufletele și trupurile noastre, pentru ca nu pornirile firii, ci puterea Lui să ne călăuzească viața prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Amin. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Acum, iubiți credincioși, să facem împreună o rugăciune pe care o propune Sfântul Părinte Papa Francisc pentru această perioadă. Dumnezeule iubitor, Creatorul Cerului și al Pământului și a toate câte sunt în ele, deschide-ne mințile și mișcă-ne inimile pentru a putea fi parte a creației, dar al Tău. Fii alături de cei nevoiași în aceste vremuri dificile, de cei mai săraci și mai vulnerabili. Ajută-ne să arătăm solidaritate creativă în înfruntarea consecințelor acestei pandemii globale. Fă să fim curajoși în îmbrățișarea schimbărilor destinate căutării binelui comun. Acum, mai mult ca niciodată, când putem cu toții să ne simțim interconectați și interdependenți, ajută-ne să ascultăm și să răspundem la strigătul pământului și la strigătul celor săraci. Fie ca suferințele prezente să însemne durerile nașterii unei lumi mai fraterne și mai sustenabile. Sub privirea iubitoare a Mariei, ajutorul creștinilor, te rugăm prin Hristos Domnul nostru. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Marie, tămăduitoarea bolnavilor, roagă-te pentru noi. Și acum câteva anunțuri, iubiți credincioși, mâine, luni, 14 septembrie, avem sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci. Desigur, nu este sărbătoare de poruncă, însă vă invităm să participați, în măsura în care vă este posibil, la Sfânta Liturghie, ca o dovadă a prețuirii semnului mântuirii noastre, crucea Domnului nostru Iisus Hristos. Dacă nu veți avea posibilitatea să participați la una din Sfintele Liturghii, la 6:30 dimineață, la 7:30 și seara la ora 18, măcar pe parcursul zilei, făcând deseori semnul Sfintei Cruci, să ne arătăm această prețuire a noastră față de crucea Mântuitorului. Marți, 15 septembrie, o cinstim pe Sfânta Fecioară Maria Îndurerată. Ne amintim de suferințele îndurate de Preacurată Fecioară Maria, puse alături de suferințele Preaiubitului Său Fiu, Domnul nostru Iisus Hristos, pentru mântuirea neamului omenesc. Și desigur avem ocazia să alăturăm și noi propriile noastre suferințe, acestor suferințe ale Mântuitorului și ale Maicii Sale Preacurate. În fiecare duminică, iubiți credincioși, vom face de acum înainte pregătirea cu copiii de la prima împărtășanie, grupa mare, în catedrală, imediat după liturghia de la ora 9:15. Dorim și sperăm să se poată realiza ca prima împărtășanie să fie celebrată pe data de 22 noiembrie, în sărbătoarea Hristos, Regele Universului. De asemenea, vă repetăm că, având în vedere că accesul preoților în spital pentru îngrijirea bolnavilor este restricționat din cauza pandemiei, vă îndemnăm să ne chemați pentru administrarea sacramentelor înainte ca persoana grav bolnavă să se interneze. În felul acesta putem să le oferim la timp celor bolnavi Sfintele Sacramente. Vă mulțumim de înțelegere și de colaborare. Așa cum spuneam înainte de ofertoriu, colecta de astăzi este la dorința Sfântului Părinte Papa Francisc, biserica întreagă pentru Țara Sfântă. Domnul să primească și să răsplătească generozitatea dumneavoastră. Vă doresc să aveți o duminică frumoasă, binecuvântată în continuare și o săptămână de asemenea în care să simțim
iertarea Domnului, iertând tuturor celor care ne-au greșit. Lăudați să fie Iisus și Maria.